Bună seara, doamnelor și domnilor. Sunt Liviu Moldovan, o nouă emisiune Mr. Market și, din păcate, sunt nevoit să încep cu o veste tristă, foarte tristă. Astăzi a dispărut dintre noi unul dintre cei mai cunoscuți și pasionați oameni de piață de capital din România. Este vorba despre Mircea Iliescu, cunoscut și sub pseudonimul, să spun, de BVBescu. Om implicat și investitor, dar în special implicat pe parte de educație financiară. Un accident trist, nu de mașină, l-a făcut să plece astăzi dintre noi și, cum se spune în breasla noastră, celor implicați în piața de capital, acționarul majoritar a decis să îi facă exitul de listare dintre noi. Noi trebuie să mergem mai departe, să continuăm seria emisiunilor și piața de capital. Și aveți grijă de sănătatea voastră și de sănătatea portofoliilor, bineînțeles. Depășim acest moment. Avem doi invitați astăzi în platou și o temă interesantă. Listarea Hidroelectrica este un SPO, Secondary Public Offering, pentru că nu se emit acțiuni noi, nu are loc o majorare de capital, ci doar acțiunile fondului proprietatea sunt puse la dispoziție pentru o multitudine de investitori. Deci, cu alte cuvinte, am putea spune că este o deblocare de acțiuni. Repet, nu emitere de acțiuni noi. Dacă va fi listarea un succes, asta cred că știm deja și o să fie prima temă de discuție. Și dacă va fi o tranzacționare sau o investiție de succes, cel puțin în prima parte, adică după listare, și pe termen scurt, să zicem câteva luni până la finele anului. Doi invitați în platou, Marius Alexe, investitor pe piața de capital. Bună seara, mulțumesc! Bun revenit în platou și la emisiune. Adrian Panaite, senior editor, Profit.ro, este omul de la... Sunt doar jurnalist piețe financiare la Profit.ro. Mă rog, da. Știam că redactor senior editor de asta. Financiare. Mă rog. E omul care se ocupă cu piețele de capital, cu BVB-ul, cu foarte multă pasiune și acribie. Nu știu, poate că nu e un termen. Dacă mă contrazici, de la Profit.ro. Și imediat după pauza comercială o să avem o intervenție telefonică a redactorului șef de la Economica.net, Mihai Nicuț, pe aceeași temă. Ok, Marius. Hidroelectrica. Da, o surpriză foarte plăcută și, uite, neașteptată, pentru că avem suprasubscriere chiar din primele zile. Cred că nimeni nu s-a așteptat să meargă atât de bine, inclusiv fondul proprietate, că ar fi putut să ridice prețul ofertei. Păi prețul ofertei e fondul proprietatea împreună cu societățile care s-au ocupat de listare, de consiliere, societățile de brokeraj. Swiss și Tradel, parcă, da. Dacă rețin eu corect, au negociat. Da. S-a făcut un calcul. Retailul nu poate să dicteze. De băi, cam cât e la instituțional, păi ar subscrie în zona aia, ok, retail, asta e. Prietene, te adaptezi. Că nu... invers nu cred că merge. Da. Dar uite, nici brokerii n-au făcut față înscrierilor, validărilor, că au lucrat peste program. S-a creat un FOMO. Fear of missing out. În sfârșit am văzut bursa să iasă din această, cum spune, masonerie, ceva închis. S-a deschis, am văzut reclame la această ofertă pe televiziunea română, am văzut în mall-uri, pe Facebook, deja s-a adresat maselor. Și nu știu dacă asta a fost reclama inițiată de BVB. Brokerii am văzut în special, dar cred că am văzut și de la BVB. Or fi pus și ei acolo. Era alocat ceva în bugetul de marketing și la BVB. Da, dar în principal astea trebuie să le plătească emitentul sau cel care vinde. Adică fondul proprietatea, nu bursa. A fost o campanie națională
în sfârșit, și uite, vor veni foarte mulți investitori noi, ceea ce este bine. Acum aș fi vrut această campanie de atragere de investitori să fie dublată de o campanie de educare acestor investitori care vor avea foarte multe întrebări, să nu se profite de ei, să știe. Acum sper că li s-a și promis ceva concret, să nu aibă așteptări foarte mari de la bursa noastră și să plece dezamăgiți sau să facă anumite greșeli. Dacă sunt pe termen lung, în principiu ar trebui să fie... Da, okay. Asta trebuie să înțeleagă că nu este cripto, nu este peste noapte, din păcate. Nu sunt CFD-uri, Forex și din alte păcate avem, chestii. Uite, aveam nevoie de oameni ca Băvebescu pentru a face mai multă educație, pentru că chiar este necesar acum ca acești noi investitori să învețe cât mai repede și să rămână pe termen lung. Încercăm să suplinim noi, să-i luăm locul. Da. Atât cât om putea, nu om putea complet, dar atât cât om putea. Ce vreau să vă spun, doamnelor și domnilor, stimați urmăritori, că nimic din această emisiune, nimic, absolut nimic, nu înseamnă recomandare de a investi fie în hidroelectrică, fie în alte titluri, nici pe BVB, nici Forex, nici internaționale, nici cripto, nici nimic. Nu reprezintă recomandări, sfaturi de investiții sau ceva de acest gen. Pur și simplu niște opinii în scopul educației financiar, lucru cu care ne ocupăm și noi, repet, atât cât putem. Adrian, hidroelectrică. Și ai informării, că ziariști informează și... O parte, poate să existe așa, opinii, da. Da. Da, este... Tu ești un mare informator al vieței. Al prestii. Da. Sperăm, da. Furnizor de informații, chiar un... Ziariștii sunt și... Reuters folosesc cuvântul din România, folosesc cuvântul aici, în platou. Colportor, adică ia informația dintr-o parte și o duce în cealaltă. Intermediar, da, așa. Un broker de informații. Un broker de informații. Vreau să nu te ducă și ți-a adaus comercial. Este clar că e un sentiment bun. Intră și într-o nișă ca timp în care piețele și de afară s-au detensionat. Chiar am văzut că la New York s-a listat acum un lanț de restaurante cu profil mediteranean, Cava, și era așa un consens că ăsta este momentul să listezi. Pentru că nu se știe la toamnă, ianuarie, păi tocmai, ianuarie, februarie, nu se va ști ce să va fi în toamnă, iarnă, poate cu noi ridicări de dobândă, și ăsta este și în piețele financiare o nișă. Acest fereastră o prinde și fondul proprietatea. Oferta s-a subscris integral pe tranșa de retail încă din primele 4 ore. La ora 2 a venit mesajul de la, a venit mesajul de la chiar în condiții broker, dar am de mai multe surse. Trebuie să discutăm. Da, a venit, deci a fost închisă și în condițiile în care ENN a subscris abia în a doua zi. Deci cel mai mare fond de administrator de fonduri de pensii din România. A subscris în a doua zi, am înțeles că sunt 300 de milioane de euro în echivalent, a dat la piață de la prețul maxim, iarăși o ancorare în sus. Încă evaluarea după două zile era sub 100 de lei pe acțiune, deci undeva o evaluare sub 9 miliarde de euro pentru hidroelectrica, așa ca o companie. Dar erau din maniera de cotare și mulți încă nu veniseră, pentru că n-au vrut să dea indicații de preț din prima zi. Nu au cotat, dar se știe că ei ar urma să vină, adică sunt între clienții statorii. Se bănuiește. Și atunci, sunt premise că va fi în palierul superior, ceea ce la început cam nimeni nu credea. Vedem că este și această subscriere pe tranșa de retail deja sărit de 3 ori și ceva. Erau, când m-am uitat ultima dată, erau 42,2 milioane de acțiuni subscrise la o tranșă de 11,7 milioane acțiuni. Păi deci este de peste 4 miliarde de lei. E de 4 ori aproape. La undeva la 45-6 ar fi. Dar asta vedeam că este interesul mare și s-a cotat, adică trebuie să ne gândim în echivalent euro ar fi undeva deja spre 900 de milioane de euro, deci mai mult de două tranșe de la FMI din anul 90, ca să 97, de sfârșitul anilor 90, da, ca să punem așa în
în perspectivă și ce înseamnă economia românească și ce s-au adunat resurse, este adevărat că este și acest fenomen al subscriilor cu pix, între ghilimele, uh-huh, persoane care vin cu scrisori de garanție bancară. Sau credit de la bănci. Credit de la bănci, da. De fapt, este un, da, este o facilitate pe care băncile le acordă clienților premium. Și care se explică mecanismul. Domnule, eu cred că o să fie supra-subscriere. De 4 ori, să zicem, da? Eu client, potențial, da, client, da? Și zic, domnule, păi alocarea va fi prorata. Deci eu dacă inițiez un ordin de 100 de acțiuni, voi primi doar 25. Da. Eu vreau 100. Păi și ce fac? Subscriu de 4 ori mai mult. 400, da, de acțiuni. Bă, dar n-am atâția bani. Și m-am luat bancă. Băi, bancă, dă-mi și mie bani și cu siguranță, da, ți-i voi da înapoi, că n-am cum să-i pierd. Ordinele sunt, adică pot fi 300, revocate. Ordinele sunt revocabile. Stai. Ceva poate ieși teoretic. Ce probabilitate? Da, nu e probabilitatea. Ce se poate întâmpla? Ca eu să pierd pe alea 300 de acțiuni pentru care iau credit. Cum pot să pierd? N-am cum. Comisioane, mă rog, nu contează. Deci ăsta, da, e mecanismul de da, supraalocare cu ajutorul, da, băncilor, să spunem, da? Da? E un fel de creație monetară, dacă în ghilimele, da. Deși da, scrisorul de garanție mancă. Marius, cum îți explici, da, interesul acesta nu la instituțional? Că e și acolo o discuție, o să vedem cu Adrian. Investitorii de retail, despre care se spune, domne, că la noi nu e nivel, n-are lumea bani, uite, vine guvernul, trebuie să limiteze adaosul comercial. Aici trebuie să recunosc că inclusiv eu am spus și sunt surprins de interesul retail-ului. Stai să te rog. Și uite câți bani, o pălărie de bani, aproape 1 miliard de euro, poate să va ajunge la 1 miliard până la finalul ofertei. Sigur, doar astăzi a expirat perioada de alocare cu discount. 3%. Mă rog, dacă... Ele se mai adună în buc, se mai centralizează, mă rog, până la ora 9. Da. Și în condițiile, lumea nu are educație financiară, nu are bani, nu are nu știu ce, vai, suntem, vai, steaua noastră. În condițiile în care prospectul de emisiune și vestea a fost dată cu o seară înainte. Noaptea cacoții am văzut eu pe Facebook. Nu știu dacă tu ai scris așa. Sau... Am văzut undeva. La 11, la 12 noapte. La Digi, la oferta de la Digi a mai venit tot așa. Bun, spre miezul nopții. De mult. Și acum, la 11, 12 noaptea, fără 5 minute sau ceva de acest, la voi am văzut, 11:55, nu fac reclamă, da, doar menționez, acolo am văzut eu prima știre, apoi a fost preluată, și a doua zi dimineață, buf cu bani. 1. Clienții aveau banii pregătiți, altfel nu se explică. Cred că aveau de o lună deja. 2. Când au avut ei timp să citească? Asta vreau să spun și eu. Măcar rezumatul prospectului. Nu trebuie, erau deja convinși de toate reclamele. Care, ce au fost reclame? Au fost, toată presa a spus. A spus că, domnule, că sunt colportori. Vreau să spun că oamenii nu au o idee sofisticată, adică să se uită, să citească, să analizeze contabil bilanțul sau să pună o proiecție când se mai repetă prețul acesta de energie. Ei au o înțelegere destul de simplă în care apa curge, simplă, curentul se produce, de curent electric, da, este nevoie, da, este vine, o energie vine verde, vine, da, și va plăti dividende. Da. Asta e calculul foarte școală. Simplu. Marius, continuă. Da, au fost influențați foarte mult de aceste articole, de postările de pe Facebook, social media. Ei erau deja hotărâți, chiar dacă era prețul și mai mare, dar nu făceau ei prețul. Cum spuneam, a fost generat acel FOMO, Fear of Missing Out. Și într-un moment în care nu au mai avut listări și se tot așteaptă de mult această listare și se tot zvonea că iată, va veni și tot se amâna această listare și nu am înțeles de ce. Probabil încă se negocia cu fondurile.
sau nu era, sau gândindu-mă la greutatea cu care au făcut facturile hidroelectrica la clienții casnici, poate... Păi ce au terminat? Nu au terminat, dar și poate au fost, adică dacă s-au chinuit la acele facturi, poate au fost probleme și la listare, la prospect, mă gândesc. Bun, nu știm, nu știm de ce a târziat. Nu contează. Să zicem că nu venea acum cât a fost, 10 zile, cât a dus ceva, nu? Nu. Săptămână. Nu. O săptămână, da. Mi se pare joia trecută. În fine, nu contează. Da, joia trecută, seara, parcă. Da, vineri a fost prima zi de subscriere. Dar n-am înțeles. Și, bun, nu venea cât, 20, pe 22 iunie. Venea pe 22 iulie. Care era problema? Niciuna. Deci da. Întârzierea, că domne, n-am făcut corecturile, spell checking-ul pe prospect, nu e... Ceea ce m-a surprins nu momentul publicării prospectului, ci momentul începerii perioadei de subscriere. Adavai. Adică puteau să zică, bă, băieți, uite, ăsta e prospectul, poftiți, aveți timp o săptămână. Nu, pentru că ar fi putut să apară reacții negative. Da, 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 așa se face de regulă când se dă prospectul, se dă în ziua. La fel a fost și alte plasamente și pe aia. Și așa, timp de 5 zile, nu. Cât a fost perioada de subscriere, nu puteau apărea numai deja să pornise, reacții negative. Se pornise Morișca, deja avem subscriere de nu știu cât, deja era frică, aici să scrii și eu. Nu mi se pare că nu e, adică trebuie să lași un timp să citească. Nici mie nu mi se pare ok să analizeze, da. Dacă. Oricum, asta s-a știut de ofertă, adică oamenii au putut să pregătească banii de vândut în piață înainte pentru cine au vrut să-și reconfigureze portofoliile. S-a vândut, mai ales la instituțional, cred că s-au oprit vânzările undeva cu vreo o săptămână înainte. Nu știu și de a ce... fost o ofertă, scuze-mă, nu am reușit să aflu. A fost o ofertă. Da, de la investitori instituționali. Nu, a fost o ofertă de AgriCover sau cine a făcut? Nu, da. Au încercat o listare. Au încercat listare. Listare și a ieșuat. Da. Și a ieșuat. Da. Pentru că, domne, a ținut lumea banii pentru hidroelectrica. Nu, dar nu era. După aia, așa era în presă. Retail-ul avea doar 10%. O presa mea, știi nu, cum mai scriu nu, eu. Nu s-a spus cât a subscris celălalt, fondurile. Retail-ul avea doar 10% din AgriCover și a subscris cam 50%. Uh-huh. Și a zis, domne, fonduri, că da. Nu sunt bani, că retail-ul ține pentru hidro. Și acum supra-subscrie de 4 ori, pe păi, n-avea bani și pentru alea. Adică... Sunt două companii diferite, două... Sunt, dar ca idee, zic, știi? Adică reacția de după. Dom'le, nu s-a făcut acea listare. Dom'le, nu sunt bani în piață suficiențe pentru hidroelectrică. Și după la hidroelectrică dă cu inundații de bani. Hidroelectrica a fost scuza pentru orice sau răspuns la orice întrebare care a fost în ultima perioadă pe bursă. De ce nu e lichiditate? De ce nu există... De ce n-a trecut IPO-ul... Dar iată, această supra-subscriere este bună pentru că ghici unde se vor duce banii care nu sunt luat din bănci. Eu bănuiesc că nu își vor retrage investitorii în conturile bancare și vor rămâne cu ei pe bursă să cumpere alte acțiuni. Și vom avea iarăși o creștere, cum am avut o scădere în prima zi și a doua de... A, să redirecționeze... Da, da. E normal. Și vom mai avea o creștere atunci a tuturor. La fel și investitorii străini când vin, nu am semnalări. Inițial semnalele erau că nu vor veni, că mai mult este o ceva care cade în sarcina pieței locale. Dar ideea e că și străinii când vin, cumpără mai mult din ce găsesc pe tarabă. Da, adică nu vin numai vin pentru evenimentul corporativ, da. La clientul la brokerul din România. Da. Hai frate, am luat aici, dar restul de bani creăm mai portofoliu. Hopefully să se întâmple. Astăzi au fost reacții de acest gen odată cu listarea Romgaz, nuclear electrica. Au mai fost, da. A doua tranșă de la Transelectrica. Exemplu? Cred că și la Transelectrica, la listarea primă, în 2006, când erau mai activ. Nu, la partea a doua, zic. 2012-2013, când a fost. Da, aceea a fost o operație, oricum, de piață mai mică. Nu dar, contează, dar în general, acesta este comportamentul. Dar au fost creșteri ulterior datorate investitorilor străini, instituționali? Da, de regulă ei vin și mai parchează niște bani. Adică nu vin numai pentru asta, își mai face un portofoliu. Adică chiar dacă vine pentru evenimentul corporativ strict, dar după aia spune ok, ce mai este pe taraba cu mărfuri de aici, dacă toți sunt
și mai face un shopping. Azi e interesant, nu știu, nu pot să spun că știu, dar este interesant că acțiuni care de regulă sunt preferate de investitori instituționali nerezidenți, ca OMV Petrom, Banca Transilvania, astăzi au avut creșteri mai mari. Au avut la Petrom e la maximul ultimului an. Să acuz investitorii instituționali străini. Dar eu ce știu e că nu era o efervescență. Acțiunile disponibile la SNN, la SNP, sunt puține. E și un conflict în zonă, e și... Da. Da. Nu, a fost știrea cu câți bani ar putea lua în casa profit, da, din... Neptun Deep? Da. A fost aseară, parcă am citit eu. În fine, luăm o scurtă pauză de publicitate, doamnelor și domnilor. Revenim cu Mihai Nicuț de la Economica.net. Este similară celei din 2008. Există un singur lucru de care ne bucurăm întotdeauna la infinit și acela este viața. Politicile băncilor centrale, cum au fost sau nu au fost ele afectate, politicile spun, de întâmplările recente. Poate mai important decât capitalul este viziunea unui partener pe care poți să-l ai alături de tine și cu care poți să pleci la drum. În seara aceasta avem alături de noi trei mari campioni. Alături de mine, domnul Robert Turcescu, invitat permanent, mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bună dimineața, mulțumesc și eu pentru invitație. Mă întrebam dacă nu cumva trăim un nou tip de război hibrid, războiul vizitelor de stat sau războiul vizitelor. Nu se putea să am un invitat mai bun decât pe domnul H.D. Hagman. Acum o să vă exploatăm. Așa, exploatarea omului de către om, cum spuneau comuniștii. De la Adam la Enoch, povestea legământului sacru, am intitulat ediția de astăzi a emisiunii Oameni și Cărți. Am trecut de la 2 semestre la 5 module, 4 vacanțe. Avem o nouă săptămână în calendarul anului școlar, săptămâna verde. Pe principiu, hoțul ne prins negustor cinstit și dacă ești prins și e sub 250.000, nu te duci la concediu clar, plătit de stat. Exact, deci nu te duci la beciu domnesc în vacanță. Astăzi am ales să vorbim despre o problemă de viață, o situație de viață. Momente în care fiecare dintre noi ne găsim, când ni se pare că situația este fără ieșire. Cum se îndrăgostesc zodiile? Fiecare dintre noi avem modul nostru de a răspunde la semnalele iubirii. Această plantă cătină atât de mediatizată în ultimul timp și atât de căutată. Vom vorbi despre cupluri, despre cupluri mondene, celebre de pe la noi, de prin alte părți. Chiar dacă emisiunea mea se cheamă numărul 369, astăzi nu o să vorbim despre numerologie absolut deloc. O să vorbim despre feminitate. Un nume cunoscut al mediei românești, Cristina Țopescu, care ne-a părăsit în urmă cu aproape 4 ani și care la sfârșitul anului se împlinesc 4 ani. Incredibil. După părerea mea, a fost unul dintre cei mai mari jurnaliști din țara asta. Astăzi, împreună cu Anita, o să povestim despre capitala noastră, despre București, cum se mai spune, orașul bucuriei. Să vorbim despre râme și ce fac ele, râmele, pentru noi. Da, Helciug. Un alt om. Bine v-am găsit, bine te-am găsit. Bine... Îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea, pentru că te curtez de mult timp. Mai multe mari iubiri în viața noastră? Sper că da. Cum să ne simțim mai bine cu corpul nostru și cum... Am revenit la Mr. Market, doamnelor și domnilor.
împreună cu Marius Alexe, investitor pe piața de capital, Adrian Panaite de la Profit.ro și prin legătură telefonică directă, Mihai Nicuț, redactor șef economica.net. Bun revenit, Mihai, în cadrul emisiunii Mr. Market. Bună seara ție, celor din platou și telespectatorilor tăi. Tema, o știi, o bănuiești, hidroelectrica, listarea hidroelectrica și parcurgând prospectul, bine, un rezumat al prospectului de emisiune, am văzut acolo că cei de la fondul proprietatea, vânzătorii acestor acțiuni, menționau la capitolul riscuri aferente unei investiții în hidroelectrica, deci menționau la capitolul riscuri statul român. Păi de ce? Da, și este chiar primul risc, atenție, dintre toată acea pleiadă de riscuri, justificabile și justificate pentru a fi menționate pentru investitori, mai puțin, mai ales cei care nu sunt chiar foarte familiarizați cu sectorul energetic, riscul de intervenționism al statului român este socotit ca fiind primul, deci probabil cel mai important. De ce s-a întâmplat asta? Păi haideți să facem un pic un recurs la trecut și să ne aducem aminte de re-reglementarea pieței de energie electrică care a intervenit în momentul în care la butoane era, ca să-mi exprim, la Simitriu Dragnea. Atunci, hidroelectrica a fost obligată să vândă o cantitate destul de mare din producția sa anuală la prețul de, atenție, 112 lei pe kilowatt-oră, pe baza unei reglementări care stabilea pentru ea și pentru nuclear electrică, dacă mi-aduc bine aminte, următorul mecanism de preț. Cost plus profit de 5%. Da? Vă dați seama că acest lucru nu prea poate să-i surâdă unui investitor care se așteaptă să-și maximizeze profitul sau, mă rog, dividendul sau să-i crească valoarea acțiunii, lucruri care nu prea se pot întâmpla dacă avem un preț reglementat de 5%. Și nu sunt previzibile. Iar și în momentul de față, hidroelectrica face obiectul unei reglementări. Și anume, vin de la 450 de lei energie electrică, cea mai mare parte, în baza mecanismului de achiziție centralizată la stat, de unde cumpără furnizorii cantitățile de care au nevoie clienții, pe de o parte, și pe de altă parte, chiar dacă ar vinde oriunde peste acest preț, are taxul de 100%. Da? Deci prețul este practic blocat la 450 de lei pe megawatt, deci 90 de euro. Acum poate părea bine, dar au fost momente în care prețul în piață era de 120, 150, pus și 200 și mai mult. Dar găsesc undeva în piață spot la cumva aberații în august 2022, 2500, 2600 de lei. Calculați în euro, că nu mai bine, 500 de euro sau pe acolo. Acum câteva săptămâni... Întrebarea este dacă acest mecanism se poate repeta. Acum câteva săptămâni mai citeam că... Este controlată 80% de statul român. Statul român face, pe lângă faptul de a fi acționar în aceste companii, totuși face și politica socială a acestei țări. Și în cazul în care probabil că se va considera că avem o criză energetică sau că se întâmplă lucruri complicate, lumea nu-și poate plăti facturile, industria este în cădere, mai ales cea energointensivă, poate interveni cu o astfel de reglementare din nou. Producătorii mei pe care eu îi controlez ca stat trebuie să vândă energie electrică, evident la un preț care să-i acopere costul, dar cu un profit limitat. Da, cum face acum cu rețelele de supermarketuri, de distribuție și așa mai departe. Dar, pe care nu le controlează, pe hidroelectrica o va controla și în continuare. Mihai, mi-aduc aminte că prima intervenție brutală a statului în acest domeniu a fost cu câțiva ani înainte de cea menționată de tine, guvernul Ponta, care a introdus acea taxă pe stâlp. A, da, au fost destule. Și acum hidroelectrica face obiectul unei taxe pe apă care a crescut destul de mult. Taxa pe apă plătită de hidroelectrica, mă rog, nu numai de ea, de toți producătorii cu hidrocentrale, inclusiv cu microhidrocentrale, unele dintre ele,
dar această taxă prea a tot crescut, pentru că este de departe cea mai importantă sursă de venit pentru apele române. Ori dacă statul a considerat că bugetul de la apele române este prea mic, ok, a găsit sursa să îl umple din taxele plătite pe hidroelectrica. Acestea sunt riscuri pe care le comportă în energie orice producător, orice producător de stat. Statul este în continuare, în ciuda acestui avans al regenerabilelor, statul este în continuare principalul deținător de active productive din sectorul energetic și poate interveni oricând în condițiile în care există și cadrul legislativ. Ne-a dat voie și Comisia Europeană pentru că a fost criză energetică, dar este posibil să nu fie neapărat o foarte mare criză energetică pentru ca statul să intervină și să suprareglementeze ceva. Evident, unui acționar privat care cumpără acțiuni acum și lumea se bulucește să cumpere acțiuni hidroelectrica, dă seama că nu prea îi convine acest lucru pentru că profitul este mare, într-adevăr, dar poate că putea fi și mai mare. Și depinde cum judecăm acest lucru. Și mai este un aspect. Nu trebuie să uităm că în momentul de față hidroelectrica are, după o campanie de asta furibundă, la care nu a contribuit foarte mult, dar a stabilit prețul, da? Are 500.000 de clienți casnici. Pe piața de casnici am senzația că a depășit chiar CES, se apropie de E.ON, deci este undeva al patrulea furnizor mare de energie pentru casnici. De ce? Pentru că are un preț la casnici de 28 de bani pe kilowatt. Da? Cel mai mic din piață în momentul de față. De ce l-a făcut? A dorit hidroelectrica neapărat să devină un jucător foarte mare pe segmentul de casnici, în condițiile în care nu avea pus la punct nici măcar un sistem foarte bun de facturare, pentru că nu era treaba ei să factureze la sute de mii de clienți. Sau a făcut asta pentru că acționarul majoritar, Guvernul României prin Ministerul Energiei, a dorit ca o companie de stat să intre pe nișa de furnizare la clienți casnici unde jocurile erau făcute de companii private. Sau, eu cum am gândit acum, cred că vara trecută, nu? A început hidroelectrica cu ofertele pentru clienții casnici. Eu m-am gândit, bă, ăsta e un semn. De faptul că statul, acționarul majoritar, impune o decizie de acest gen către hidroelectrica de lărgire a ariei de acoperire a clienților, să spunem, a categoriilor de clienți, eu m-am gândit că asta este un semn că statul vrea să o prepare pentru un exit al statului. Dar între timp a venit fondul proprietatea. Mihai Nicuț, mulțumesc frumos de tot pentru intervenție și sper să fie bine cu hidroelectrica, iar aceste riscuri, nu doar la hidroelectrica, riscul intervenționismului statului să se manifeste cât mai puțin în economia României și doar acolo unde într-adevăr sunt abuzuri. Și mulțumesc frumos, Mihai Nicuț, încă o dată. Cu multă plăcere. Revenim în platou. Doar o paranteză, când spuneam de intervenționism, doar în cazuri în care într-adevăr sunt abuzuri, ar fi un exemplu de așa nu, chestia cu ANPC-ul și băncile. Iar o chestie populistă. Da. Din păcate, dacă o să avem o cădere economică, statul va interveni și va reglementa, după cum vedem, reglementarea pe care vor să o pună la produse alimentare de bază, care iarăși afectează anumite companii chiar de pe bursă. Și lanțuri și... Cred că este doar început. Mecanisme ale pieței, da, liber. Pieței libere. Nu avem o economie centralizată. Funcțională, da. Dar există acest gen de intervenționism la nivel global. Este că și aceste distorsiuni au apărut în urma pompării de bani de către, a fost o chestie care a fost și monetar și fisc din piața de energie. Păi a fost Rusia, nu? Nu, a fost dinainte, pentru că prețurile au început să crească din 2021, din undeva după din ce vară. Au scăzut foarte mult în... din vară. Nu, păi erau cum? Deja petrolul era peste $100. Ei au pompat foarte mulți bani în piață în 2020,
Deci M3, M2 americană a crescut și în dolari. În dolari. Bun, nu, a fost o inflatare de active, dar a crescut și consumul atunci. Da. Dar țâșneala pe energie, nu neapărat pe petrol, cât pe gaze naturale și în special pe kilowatt, a fost din vara trecută, în momentul în care Rusia a strâns robinetul. Era peste 3-4. Creșterea mare atunci a început. Din 2021 înainte. Și este reflectare a acestei lichidități pompate aberant în anii 2020-2021. Bun, da, uite că indicii care au inundat piața și după aceea au mers cu un aspirator să ia banii de la populație, pentru că populației s-a dat bani, nu la noi, dar în Marea Britanie, în Statele Unite, în Europa. Păi și cum au luat bani? Prin acest aspirator al facturilor. Păi alea sunt acolo, sunt furnizori privați, nu i-a statul banii înapoi. Pe cine i-a înapoi? Statul a luat prin ce? Inclusiv la noi, prin TVA. Lasă la noi. Păi la noi a luat pentru că are 80% din producători. Statul produce 80% din energia din România, dar în Anglia, în America nu există. Păi ce? La Shell și la alea a venit guvernul cu tare și a încasat banii, trezoreria? Nu, a luat. Nu, acționar. Dar au luat companie și au luat investitorii care au accesat lichiditatea aceea cumpărat prețurile, au cumpărat în piețele de energie și după aia au vândut către consumatori. Bun, aici sunt mai multe aspecte, ne trebuie o altă emisiune pentru ale... Marius, eu te întreb, nu știu dacă îmi vei dori sau putea să-mi răspunzi. Va fi hidroelectrica o listare de succes? Nu la subscriere, ci ceea ce se va întâmpla după. Asta vreau să spun și eu. Pe termen scurt va fi clar un succes. Dar pe termen lung, haideți să vedem ce vor face prețul la energie în primul rând. Nu am avut secetă. Când este secetă, hidroelectrica este afectată pe producție. Anul ăsta a fost ploios și am trecut la fel. Dacă vom avea sau nu criză, unde va scădea și consumul de energie, dacă va mai vinde cineva FPU... Dacă va scădea consumul de energie, s-ar putea muta o parte din consum către hidro, fiind mai ieftin, mă gândesc. Dacă vine criza... Și ne putem aștepta să mai apară... Hidro totuși este pe o piață liberă. Statul nu prea reușește să facă performanțe pe o piață liberă, doar pe chestii pe care are monopol. Și am văzut cât de greu se mișcă hidroelectrica în cazul generării acelor facturi. Da. Nu este o companie deloc dinamică. Sunt anumite provocări. Nici acum nu e rezolvată treaba. Da. Sunt riscuri. Dar cred că pe termen lung va fi de succes. Cine vrea un câștig garantat, dividende 90%. Mă rog, garantat, în ghilimele, da. Ceva va fi totuși an de an. Da. Iar aici statul ajută cumva. În sensul că interesat el fiind de bani la buget, stat, da, pe termen, stoarce de bani prin dividende toate companiile pe care le are în ogradă. Bine, le lipsește de investiții și face și prostii aici, cum a fost cu Transgazul, dar asta investitorul de retail sau chiar și cel instituțional cu o cotă mai mică din acea companie vine la aspirație și încasează și el automat respectivele dividende. Da, decapitalizează compania și face împrumuturi. Da. Asta a fost la Transgaz. Da. Cu proiectul care nu prea are logică pe termen lung. Iarăși e un subiect, veniturile bugetare și situația de la trezoreria statului, iarăși este un subiect pentru o emisiune întreagă. Domnilor, vă mulțumesc mult de tot pentru participare și pentru activitatea dumneavoastră în sprijinul pieței de capital și al educației financiare. Stimați urmăritori, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că ne-ați urmărit și ne urmăriți de fiecare dată. Sunt Liviu Moldovan, ne revedem săptămâna viitoare, rămâneți pe Canal 33.